oară când te-ai gândit la lucrul ăsta? L-ați vedea harta creierului tău? Cum a fost? Nu poți să te pregătești pentru așa ceva, de fapt, pentru că tot ceea ce este nou te-a prins surprindere. Dacă nu te-a luat prin surprindere, înseamnă că n-ar fi o noutate și atunci nu prea te-ar ajuta. A fost interesant să pot să-mi confirm anumite gânduri pe care le aveam despre mine, anumite ipoteze pe care le dezvoltasem în legătură cu mine, însă a fost realmente un șoc să poți să te vezi pe tine așa cum ești de fapt și nu cum crezi tu că ești. Și asta facem și, uite acum avem un clip cu un client al nostru care a vrut să facă un testimonial, unde fix această întrebare a fost adresată, cum a fost întâlnirea cu creierul tău. Spune că a fost șocantă, la fel a fost și pentru mine. Să vezi, să se explice de fapt, nu anume cum este fizic creierul tău, ci cum s-a adaptat să te poată ajuta să treci prin contextele pe care viața ți le-a pus în față. Pentru că, de fapt, noi ce putem să vedem cu această tehnologie sunt niște informații care e important să fie puse în context. Facilitatorul, cel care operează softul, cel care operează hardul, este cel care pune în context aceste informații. Și, de fapt, este o artă să poți să creezi un narativ pentru client bazat pe informațiile pe care le colectezi din felul în care comunică creierul. Pentru că noi, de fapt, suntem suma interacțiunilor neuronale. Am lucrat până acum cu peste 3.000 de oameni, cu niște rezultate foarte, foarte bune, unele absolut miraculoase. Vreau să ne spui, în primul rând, ce înseamnă acest brain mapping. Ok, deci ce explic. Înseamnă? Ok. Iar de la zero, cu ce se ocupă harta asta a creierului? Ok, perfect, sigur. Noi suntem suma interacțiunilor neuronale. Felul în care mâncăm, dormim, dansăm, iubim, visăm, orice. Ok. Dar absolut orice este rezultatul în interacțiunii celor peste aproape 100 de miliarde de neuroni din creierul nostru. Ok. Care fac trilioane de conexiuni. Felul în care comunică rețelele neuronale, felul în care sunt activate zonele creierului, de fapt, suntem noi. Sunt trei etape de dezvoltare a creierului uman sau modului în care el gestionează ce se întâmplă. Și este foarte important să înțelegem ce înseamnă un brain map. Un brain map, de fapt, este o analiză cantitativă, statistică, a semnalelor provenite din creier. Și noi colectăm acel semnal cu niște echipamente foarte puternice, care ne permit să putem să vedem exact cum anume comunică anumite zone ale creierului și cât de activate sunt. Ca și paranteză, această activare a activității neuronale este diferită la un anumit punct al vieții noastre? De exemplu, la 19 ani este activat într-un anumit fel, la 20 de ani, la 21 de ani, la 30 de ani, în funcție de ceea ce facem noi în viață? Există un standard, de fapt. Adică noi creăm un model matematic, un creier perfect, care nu există în viața reală. Cum ar trebui să arate un creier perfect la vârsta de 19 ani, 19 ani jumate, 20 de ani, 20 de ani jumate, tot așa. Pe exemplu, vii tu. Luăm un creier, un model matematic, un creier perfect, care nu există în viața reală. Și comparăm creierul tău, informațiile pe care le colectăm, cu creierul perfect. Okay. Și vedem diferențele. Și apoi vedem disfuncțiile. Foarte important de menționat este că nu toate diferențele sunt disfuncții, dar toate disfuncțiile sunt diferențe. Și noi vedem exact ce anume a făcut creierul tău ca să te țină în viață. Ăsta este principalul obiectiv al creierului, să te țină în viață. Este echilibru interior, homeostazie. Restul sunt obiective secundare, terțiere și altă, mai departe. Obiectivul oricălui creier este să țină posesorul în viață, cu orice cost. Când intervine un eveniment traumatic, fie când suntem în burta mamei,
intrauterin, de suntem prizonieri acolo 9 luni, fie după ce ne naștem, când intervine acel eveniment traumatic, creierul face tot ce poate să te țină în viață. Adică activează o rețea, dezactivează alta, astfel încât la sfârșitul zilei posesorul creierului să supraviețuiască. Adică implică referent. Un cost. Exact, implică un cost. Problema apare în momentul în care se termină acel eveniment, că toate se termină la un moment dat, și bune și rele. În momentul în care se termină acel eveniment sau șir de evenimente traumatice, nimeni nu îi spune creierului că s-a terminat și rămâne acolo. Se transformă creierul din protector într-un fel de gardian, temnicer de închisoare, care nu-ți dă voie să evoluezi. Și rămâi acolo. Astfel încât contextele ulterioare, informațiile care parvin din acele contexte, nu sunt procesate în tocmai. Și e ca și cum tu ești într-o celulă mentală și cu fiecare eveniment mai puternic, pereții celulei se îngustează. Până când începe să te strângă. Ce înseamnă asta? Nu mai ai control asupra emoțiilor tale. Literalmente, nu mai știi ce se întâmplă cu tine, de ce se întâmplă toate în jurul tău. Nu mai poți să gestionezi cum trebuie, nu mai dormi cum trebuie, nu te odihnești cum trebuie. Nu mai ai energie pentru a putea face ce îți place. Nu mai vorbim de zona profesională și alte cele. Și atunci noi ce facem? Avem această hartă care ne arată de fapt cine ești tu și de ce. De ce ai ajuns acolo? Cum ai ajuns acolo? Și apoi, prin intermediul unui soft special, pe care noi acum îl dezvoltăm și la anul va fi al nostru, cu intermediul acestui soft dezvoltăm protocoale de antrenament personalizate. Adică negociem cu gardianul și spunem, lasă-l pe Cutărescu într-o celulă și mai mare, și mai mare, și mai mare, până când e liber. Ce înseamnă liber? În primul rând, să știi unde te afli în viața ta. Se numește contextual awareness, conștientizarea contextului. Unde te afli și de ce? E ca schimbătorul de viteze la mașină. Te uiți pe vitezometru și pe turometru și în funcție de asta schimbi. Bine, auzi și motorul, schimbi. Una din marile probleme cu care ne confruntăm majoritatea oamenilor acestei planete este că nimeni nu ne-a învățat cum să ne gestionăm cel mai puternic instrument pe care îl avem la îndemână. Creierul. Este uluitor ce poate face. Și într-un sens negativ și într-un sens pozitiv. Eu am avut, de exemplu, o halucinație auditivă, că asta e tinnitus, până la urmă, 5 ani de zile. A fost iad. Și nimeni nu putea să-mi explice. Și îmi spuneau, nu o să mori cu el, nu o să mor de el, dar o să mor cu el. Și eu le spuneam, să mor tu. Nu există așa ceva. Cum? Nu se poate. E foarte ușor să îi spui unei persoane cu tinnitus sever, obișnuiește-te. N-ai cum, este foarte greu. Eu am fost probabil 65 de terapeuți, am experimentat diverse formele de terapie din cele mai ciudate. Am învățat, am ajuns pe MIT în Boston, am lucrat și unul din cei mai buni psihologi din Olanda și mi-am dezvoltat propriul meu sistem. Și acum suntem unii din cei mai puternici din lume și facem adevărate miracole. De ce? Pentru că învățăm, de fapt, cum să comunicăm eficient, direct, elocvent cu creierul. Astăzi, noi suntem un laborator de descifrare a limbajului creierului uman. De fapt, asta facem. Laborator de descifrare a limbajului creierului uman. Suntem ca egiptologia care se ducea în piramide și descifrau hieroglifele. Noi facem asta cu creierul. Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice, spunea că sunt trei mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. Noi folosim imaginația și simbolistica la centru, iar acasă folosești visul. Ca să poți să comunici eficient cu subconștientul. Noi suntem 15% conștienți. Maxim. 85% în subconștient. Adică este un întreg rezervor de informații, este o lume întreagă ascunsă în interiorul nostru.